Programul de susținere a producției de usturoi 2021 este un real succes la nivelul județului nostru și asta pentru că majoritatea dintre cei declarați eligibili după prima verificare au și reușit să aducă actele care fac dovada comercializării cantităților de usturoi. Până la această dată s-au adus documentele pentru 106 dosare, deci pot spune că suntem la final și că acțiunea va fi încheiată cu succes. Anul acesta noi sperăm, după centralizare, ca sprijinul să rămână și să fie de 3.000 de euro, pentru că au fost mai puține dosare. Perioada în care au putut să comercializeze marfa s-a încheiat, așa cum a fost stabilit de la începutul programului. Cei care mai au de adus dosarul la Direcția Agricolă trebuie să știe că mai au la dispoziție doar o săptămână. Până pe data de 22 noiembrie, ei au avut posibilitatea să comercializeze producția pe care au avut-o fiecare, funcție de suprafață, și până pe 29 noiembrie ei trebuie să se prezinte cu documentele de comercializare. La nivelul județului au fost depuse anul acesta 140 de dosare, iar au fost eligibile și 108 dosare. Potrivit reprezentanților de ADR Olt, subvenția pentru cultura de usturoi ar putea fi de 3.000 de euro la hectar. Și asta pentru că mulți dintre fermieri au fost respinși din program încă din vară. Cel mai probabil, banii vor intra în contul beneficiarilor până la sfârșitul anului.